Cei care vor să obțină carnetul de conducere sau să și-l recupereze după ce le-a fost suspendat vor trebui să ia cursuri de conducere defensivă și de prim ajutor. Legea care introduce aceste cursuri, inițiată de deputații PSD Mircea Drăghici și Alfred Simonis, a fost promulgată de președintele Klaus Iohannis. Legea are ca obiect de reglementare completarea Ordonanței de Urgență numărul 195 din 2002 în sensul instituirii obligației anumitor categorii de conducători de autovehicule de a urma un curs de formare în vederea pregătirii speciale pentru prevenirea accidentelor rutiere, așa numită conducere defensivă, precum și al stabilirii unor facilități fiscale pentru stimularea efectuării respectivelor cursuri de către toate categoriile de conducători de autovehicule. Conducerea autodefensivă este definită în lege ca pregătire specială a conducătorilor auto în vederea prevenirii accidentelor rutiere. Potrivit actului normativ, conducătorii auto pot urma un curs de formare în vederea pregătirii speciale pentru conducerea autodefensivă. România se află în continuare în topul statelor cu cele mai multe accidente produse în traficul rutier, iar documentele Comisiei Europene arată că avem cel mai mare număr de decese cauzate în traficul rutier. Anual, aproape 2000 de oameni își pierd viața în accidente rutiere pe drumurile din România și aproape 10.000 de persoane sunt grav rănite. Numai în 2020, în urma accidentelor produse pe teritoriul țării, au fost plătite despăgubiri de peste 3 miliarde de lei, peste 3 sferturi fiind pentru daune materiale, iar 21% pentru vătămări corporale. Legea își propune și să responsabilizeze șoferii care, deși sancționați, nu își achită amenziile și continuă comportamentele periculoase. Ei vor avea doar 6 luni să plătească amenziile, iar dacă nu o fac, li se va suspenda permisul.